Drumul succesului îl vei stăpâni doar parcurgându-l și, indiferent cât de lung ar părea distanța, fiecare pas mic te va apropia de obiectiv. Cu toate acestea, pentru a obține rezultatele dorite, nu trebuie să depuneți un efort titanic. Pentru a deveni de 10 ori mai bogat și pentru a avea de 10 ori mai mult succes, nu trebuie să lucrezi de 10 ori mai mult și să faci imposibilul. Uneori, doar un procent din efortul tău te poate duce către succes. În acest video, vei afla de ce unii reușesc să obțină totul și alții nimic. Datorită regulii lui 1%, toate eforturile tale vor avea succes. Puterea avantajului cumulativ. Pădurea tropicală amazoniană este una dintre cele mai diverse ecosisteme de pe pământ. Oamenii de știință au catalogat aproximativ 16.000 de specii de arbori diferite în Amazon. Dar în ciuda acestui nivel remarcabil de diversitate, cercetătorii au descoperit că există aproximativ 227 de specii de copaci hiperdominante, care reprezintă aproape jumătate din pădurea tropicală. Doar 1,4% din speciile de arbori reprezintă 50% din copacii din Amazon. Imaginați-vă doi copaci crescând unul lângă altul. În fiecare zi vor concura pentru lumina soarelui și umiditate. Dacă un copac poate crește puțin mai repede decât celălalt, atunci prinde mai multă lumină solară și poate absorbi mai multă umiditate. A doua zi, această energie suplimentară îi permite copacului să crească și mai mult. Acest proces continuă până când copacul puternic îl umbrește pe celălalt și îi ia cea mai mare parte din razele soarelui, umiditate și nutrienți. Din această poziție avantajoasă, copacul câștigător are o capacitate mai bună de a-și răspândi semințele și de a se reproduce, ceea ce conferă speciei o amprentă și mai mare în următoarea generație. Acest proces se repetă iar și iar până când copacii care sunt puțin mai buni decât concurența domină întreaga pădure. Situația în care micul avantaj sporește cu timpul este numită de către cercetători avantaj cumulativ. Este foarte important să-l înțelegem și să-l implementăm în viața de zi cu zi. Oricine este convins de victoria sa, mai devreme sau mai târziu, o va avea. Câștigătorul ia totul. Studiază atunci când alții dorm. Muncește atunci când ceilalți lenevesc. Pregătește-te pe când alții se joacă. Visează în vreme ce alții doar își doresc. La fel ca plantele din pădurile tropicale, oamenii concurează adesea pentru aceleași resurse. Politicienii concurează pentru aceleași voturi, scriitorii pentru un loc în topul celor mai vândute cărți, sportivii concurează pentru aceeași medalie de aur, companiile pentru același potențial client, televiziunile concurează pentru atenția și timpul nostru. De multe ori, diferențele în astfel de situații pot fi nesemnificative, dar câștigătorii primesc 100% din victorie. Un procent, o secundă sau chiar un leu poate face diferența. Avantajul de a fi un pic mai bun decât celălalt nu îți va oferi doar un pic mai multă recompensă, ci întreaga recompensă va fi a ta. Aceste situații în care diferențele mici de performanță duc la recompense supradimensionate sunt cunoscute sub numele de efectul câștigătorul ia totul. Acesta apare în competițiile individuale atunci când performanța ta, în comparație cu acelor din jur, este factorul determinant al succesului tău. Unii acceptă locul 2, eu nu. Când ai prins gustul să fii numărul 1, locul 2 nu mai e bun. Câștigătorul ia cel mai mult. Succesul nu este măsurat de ceea ce ai obținut, ci de opozițiile pe care le-ai întâlnit și curajul pe care l-ai avut ca să menții lupta împotriva lucrurilor negative care au apărut pe drum. După ce s-a trezit într-o poziție avantajoasă prin câștigarea unei medalii de aur sau prin obținerea unui post de conducere, câștigătorul începe procesul de acumulare a avantajelor care îi va ușura pe viitor obținerea celorlalte victorii. Ceea ce a început ca o mică diferență, acum dă din ce în ce mai multe roade. Efectul câștigătorului ia totul, care este tipic competițiilor individuale, poate duce la apariția efectului câștigătorului ia cel mai mult, în toate celelalte domenii ale vieții. De exemplu, dacă un drum este mai convenabil decât celălalt, acesta evident va fi folosit mai des de către oameni. Datorită traficului intens, în apropierea acestuia vor apărea întreprinderi și se vor construi locuințe, iar o infrastructură dezvoltată oferă oamenilor și mai multe beneficii. Un astfel de lanț de consecințe duce în cele din urmă la o situație în care 80% din trafic este concentrat pe 20% din drumuri. Un alt exemplu. Dacă o companie are o tehnologie mai inovatoare decât alta, atunci mai mulți oameni vor cumpăra produsele lor.
Deoarece afacerea câștigă mai mulți bani, ei pot investi în tehnologie suplimentară, pot plăti salarii mai mari și pot angaja oameni mai buni. Până când concurența îi va ajunge din urmă, clienții vor avea și mai multe motive să prefere produsele acestora. Astfel, într-un timp scurt, se ajunge la situația în care o companie începe să domine o întreagă industrie. Atunci când reușești să obții o victorie în ceea ce ți-ai propus să realizezi, garantat îți vor crește șansele să obții și alte victorii. Iar fiecare succes obținut nu face decât să-ți întărească poziția de învingător. De aici și expresia populară, bogații devin din ce în ce mai bogați, iar săracii sunt din ce în ce mai săraci. Și există o fărâmă de adevăr. În foarte multe situații de viață, cei care pornesc la drum fiind un pic mai avantajați față de ceilalți, tind să-și sporească acest avantaj, iar cei dezavantajați vor întâmpina și mai multe dificultăți, inconveniențe și lipsuri. Cu alte cuvinte, succesele atrag succese, eșecurile atrag eșecuri. Acest mecanism este numit de către sociologul Robert Merton efectul Matei, fiind inspirat de o frază din Evanghelia după Matei: căci celui ce are, i se va da, dar de la cel ce nu are, și ce are, i se va lua. Nu înceta să lucrezi asupra ta, să înveți în fiecare zi, să devii mai bun, deoarece cei mai buni își sporesc în timp acest avantaj. Învățarea atrage mai multă învățare, abilitățile dobândite atrag mai multe abilități. Regula lui 1%. E de ajuns să fii doar cu 1% mai bun decât concurența ta. Iar dacă poți să-ți menții acest ușor avantaj astăzi, mâine și în fiecare zi, atunci acest proces de obținere a victoriilor se va repeta iar și iar, bazându-se doar pe acest mic avantaj al tău. Și fiecare victorie îți va aduce rezultate și mai bune, motiv pentru care este atât de important să ne formăm obiceiurile potrivite. Aceasta este regula lui 1%. Nu trebuie să fii de două ori mai bun pentru a obține de două ori mai mult. E de ajuns să fii doar cu 1% mai bun decât ceilalți. Ai toate șansele ca visurile tale să devină realitate. Majoritatea oamenilor, din păcate, nici nu încearcă. Încep și apoi se opresc sau renunță cu totul. Foarte puțini continuă chiar dacă au eșuat și nu renunță niciodată. Și acești oameni obțin în cele din urmă succes și victorii. Cum aplici în viață regula lui 1%? Dacă vei începe să-ți îmbunătățești puțin câte puțin fiecare domeniu important al vieții tale, atunci în timp acest lucru îți va oferi rezultate uimitoare. Iar peste câțiva ani, viața ta se poate schimba radical. Această regulă nu necesită să fii perfect. Important este să acționezi în mod constant, să fii astăzi mai bun decât ieri, iar mâine mai bun decât astăzi, și astfel să mergi pe drumul îndeplinirii obiectivelor. De exemplu, ți-ai dorit de mult să faci exerciții fizice dimineața. Începe doar cu 1%, fă o singură flotare, peste o zi mai faci una, apoi faci două flotări, astfel un an mai târziu vei face deja un întreg complex. Sau poate visezi să economisești mai mulți bani, dar nu reușești. Începe prin a pune deoparte 10 lei astăzi, mâine alți 20 de lei și tot așa crescând constant suma în funcție de posibilitățile tale. Astfel îți vei crea un obicei. Nu căuta perfecțiunea, începe cu pași mici și vei obține rezultate mari. Teoria ferestrelor sparte. O piatră prețioasă nu poate fi lustruită fără frecare, așa cum nicio persoană nu poate avea succes fără suficiente încercări. Această teorie este opusul regulii lui 1%. Formulată în anii 1980 în legătură strictă cu fenomenul criminalității, această teorie se poate extinde și asupra celorlalte aspecte ale vieții noastre. Teoria pleacă de la următoarea observație. Dacă o clădire are geamuri sparte care nu sunt rapid înlocuite, în scurt timp acea clădire va avea din ce în ce mai multe geamuri sparte, pentru ca în final ea să fie vandalizată complet. Teoria ferestrelor sparte spune că dezordinea, infracționalitatea, indiferența în context social față de fapte reprobabile creează sentimentul că legea nu există. Și când nu există lege sau când legea este ignorată, oricine poate face orice. Felul în care percepem ceea ce ne înconjoară ne influențează comportamentul. Și astfel, ca urmare a reacțiilor în lanț rezultate, o zonă urbană decentă se poate transforma oricând într-un ghetou în care oamenii se tem să iasă din case. Personalitatea noastră poate fi la fel controlată de efectul ferestrelor sparte. E de ajuns să sărim peste câteva zile de antrenament la sală și va deveni din ce în ce mai dificil să revenim pe drumul cel bun. Sau îți promiți că aceasta este ultima felie de prăjitură pe care o mănânci și de mâine îți începi dieta. Și există multe astfel de exemple.
Odată ce ți-ai permis o mică abatere de la reguli sau de la un program stabilit, ai spart prima fereastră a voinței tale. Și dacă nu te redresezi rapid, foarte curând va fi spartă și ultima. Dacă vrei să obții rezultate remarcabile, trebuie să lucrezi constant asupra ta. Să mergi doar înainte, fără să te abazi din drumul îndeplinirii obiectivelor. Să crești regulat eforturile, aplicând regula lui 1%. Și nu în ultimul rând, trebuie să-ți dezvolți o disciplină de fier. Aceasta este cheia marilor realizări. Știu bine că nu am un talent special. Curiozitatea, obsesia și rezistența încăpățânată, combinate cu autocritica, m-au condus la ideile mele.